Da. Dacă îl link cu vă uite. Da. Uite sau muștele, uite. Imediat. Stai că n-ai una a luat crapul, mă. Căbite, ce le moi în soluție de aia de-a mea? Da. Da, mă, să filmez și eu, bă, Naiman. Ia, mă, Naiman, ridică să-i facem o filmare. A, așa, da. N-ajunge laserul. Are zoom-ul mare. Lasă, nu mai chinuim, lasă, că știm că e crap, ce să mai... Știm că e crap. Băi, Aline... E nasoleală rău, dă-te-o, mă. Ce mai faci, mă, Dalin? Ce se fac, mă, grabi, mă, nu așa vine, gata. Și eu... Cu fratele meu aici, și cu Neacostică... Neacostică e la școală. Să trăiți. Noi suntem cu muștele. Bă, dar îmi faci... Naioane, dacă mai ai un crap, intru după mata. Auzi ce ăla frumos a luat? Păi da, mă, e 10 și jumate. Trebuie să o ia. Cam asta e ora. Eu vă zic că e șmecherie. Am niște bibane. Stai că trebuie să-mi fac calculele. Stai că trebuie să refac calculele. A luat, s-a băgat pe el. Hai, dar nu e de vreme, 10 și jumate. E de vreme, nu e târziu. Da, mare. Așa e. La? E rece. Mănâncă la peștișor, nu mănâncă la... Nu mănâncă bine la musculiță? Auzi, mă, Alin poate să ne sună. Zici că nu mănâncă la musculiță. De ce? Că e rece? Sau la, de? La mine... E rece, auzi. Deci avem o nouă informație, nu mănâncă bine la muscă, că e rece afară. Dar lasă-l mă și pe loc, că nu trebuie neapărat. Că deci concluzia domnului Florin. E rece și nu mănâncă la muscă, da? Da, mănâncă, dar îi trebuie un pic de mămăligă. Îi trebuie și mămăligă și vierme în cap. Auzi, bă, Naioane, bă. Nici musca, bă, numai ce-a fost. Să iei o blete din barcă, mă. E ceva ciudat, adică. Băi, nu știu, Găbiță. Da. Găbiță, hai, mă, ce te-am, faci și eu o poză, ce drept. Hai, mă, ia. Păi stai, mă, că fii eu tine și eu dau la muscă. Păi, a, i-a venit lui Bancu aici, eu, nu-i vorba. Eu dau la muscă de asta mai mare, uite, vezi, eu iau mai măricii așa, uite. Da, foarte frumos. Băi, păi și pe mine, mă, păi ce, păi numai pe ele. Prima dată pe tine te-am filmat, frate, cum așa? Doamne ajută, ceasul mare. Stai un pic că ăsta vrea să fugă, că vrea să scuipe, auzi. Ia, a, păi făcut frigare. Uite că cât ăla are, jumătate de chil. Nu are jumătate, 200. Le mai înflorim și noi, mai umblăm pe la zoom acum. Nu trebuie să uiți toate secretele. Mai e un pic de șumpă. Mai e un pic de ăla? Păi, hai că cameramenul nu-l vede nimeni din spate aici. Ia să vedem cu ce ne tratez. Două ceși le-am băut. Băi, Alinei, trebuie să mă încălzească sângele ca să intru și eu cu barca, bă. Că n-am... Împingem? Ai motor da, aia? Am motor electrice. E, ce stai, ulei să zice? E zi antigel. Să știe, antigel. Pentru, să știe pentru cameraman. Așa. Pentru cameraman să știe. Te trăiți? Spune-l Naioane că cu Naioane, ce dai, cu ce dai la mulți ani, când mi-o fi mai rău, adică să știe că acum să fie. Ai început să vorbești ca vendeac. Să știe, când o fi mai rău, să știe una galbenă de la mine pentru tale. Vezi să pregătești ghebile alea, mâncați-aș ghebile tale, că eu n-am găsit decât 3 kg. N-ai avut muște bune la ghebile? Da. De unde că am băgat și de la o trăvitoare cu piciorul albastru, asta e roșu. Da. La ce trage gheba? Gheba? La buze roz. Uite, gheba aici, eu. Fii atent cum să văd bărcile prin... Asta e alcool de 60 de grade? Vino ca să-ți scuze, că să văd bărcile prin... Vino ca prin alcool. Nu e, nu. Hai, mărele, vino ca să-ți spazi. Nu e... Vezi că să văd bărcile? Nu, e inelul.
Inelul de la barcă. Inelul. Lasă crapul mai ușor, mă, nu trage de el. Hai să trăiesc, toate bune și frumoase. Să fie bine, ca să nu fie rău, cum am zis. Deci, zece jumate, uite ce se luptă ăla cu el. Fii atent, fii atent cu la barcă. Am văzut. Ia uite, Valine. Bine, îmi pare rău că n-am zoom la camera. Uite, Valine, a început. Ți-am zis eu că pe la 10 și 10 jumate? Eu, cam asta e perioada. Eu mai vreau vreo 10 biband ăștia, așa. Păi, noi ne facem frigarea. Că și pescuitul crapului e sportiv. Da, adică da. Adică e distracție. Dar uite, ăla se luptă frumos cu el, vezi? Da. Cred că l-a băgat în cimea. Să multă cu barcă. Și dacă ești tu atent la ăla roșu, cred că e a patra trăsătură la ăla roșu cu la barcă. Da. Ia uite, Aline. Alinei, uite la barca roșie. În față. În față, mă, încum. O, ce frumos lucrează și scula, vezi? Da. Are maci. Băi, Aline, de ce bibane ăștia de la om? Ia uite. Fii atent ce frumos lucrează. Fii atent, băi, Aline. Fii atent ce frumos lucrează maciul, băi. Da, uite ce mișto e. Super. Are 700 de grame. Păi iau și o feeder la mădula ăla, mă. Are 700 de grame. Bag la o plută. Ia uite ce frumos. Vezi, vine. Acum fac. La 12 intru și eu. Mai am o oră și ceva. Nu intru. La 12 nu mă grăbesc. Băi, Aline, du-te și desfă motorul după mașină să-i dai la barcă. E Aline, concentra pe ăla. Ia mă să vedem. Bă, dar încă nu l-a scos, mă. Nu l-a scos. De e mare, mă, sunt bucăți la 2-3 kg. Are kilu jumate. Tu nu vezi de când se luptă cu el? Fii atent ce frumos îi face. Termină bateria la telefon. A, șefule, lasă bateria. Să trăiești, să știi. Să știe. Uite-mă pe Neacostică, Andrei, cu cel mai mare răpitor din România. Așa, mă, Neacostică. Răpitor la răpitor trage, hă? Uite la șeful acolo cu barca, nu se mai... Termină firul. Fii atent că se bagă la napă. Uite-mă cât am miciu, bără. Se bagă la napă cu miciu, ca să cu aia pe zbarcă. Fii atent că s-a ridicat în picioare. Ia tata. Păi nu, mă, e mare, mă. Mă, păi să-și dea la 3-4 kg. Da, dar și te ridici în picioare. Ce nu poți să ridici de jos? A? Păi nu știi toate secretele? Hai, mă, la... Am să înceapă să facă niște... Da, dacă e la 4 kg, nu poți să ridici așa. Să te riști. Da, știi? La 4. Dar uite că s-a îndoit bățul, fii atent, știu, la vârf. Da. E? Păi, cât îl aduce mai sus, cu atât să... Și nu poate să-l aducă din prima. Păi la 2-3 kg îi aduce, dar ăsta e mai mare. Alin? Ăla e frumos, Aline, mă, tătuțule. 5 minute să stai cu crapul ăla nu e fui de crap, mă, spui eu. Aline? Aline, merită să privești așa ceva. Gata, îl scoatem. A obosit, uite, s-a băgat ăla. Scutură minciug. Da. Bă, nu pare mare, după cum e minciugul. Dar tu știi care e... Am aflat secretele, că am dat și eu anotul în Valdu. Fire subțiri. 14. 16. Dacă lumea. Fier bun. Eu am dat cu titan și l-am scos. Nu. Cu fier normal am dat titan, am tras de la în lodime. Bun. Aaaa, cupa. Eu cupa. Dă-mi la biban, da. Dacă vreți, vă învățăm un stil nou de pescuit. La muște artificiale, să vă dăm un canal video. Stați ca să beau și o palincă asta. Ia uitați, să vă dau o comoră. Ați dat dumneavoastră vreodată la muște artificiale? Da, nu aici. Nu aici. Uitați, vă dau un canal video de pescuit. Gabriel Ivan, care este și numele meu, și canalul de pescuit pe YouTube. Și vândem muște de astea de pescuit. Am înțeles. Am un prieten care se ocupă cu... cu musculițele. Pescuitul ăsta la muscă. Noi pescuim la muscă la toți peștii, înțelege? Da. Da, și mai facem filme, mai promovăm, mai... Am înțeles. Adică oamenii să... Băi, Florine, toate ca toate, mai mă o bucată de aia de șuncă? Că asta e tare rău. Deci, mă, nu-i eroare. Mie doar una, mă. Ia, mă. Nu una ți ajung. Ia-te pe aia. Hai, mă. Două fele mi-ajung. Mulțumesc. Mai? Nu, ajungi. Ia, mă. Ia, uite, să rămână. Să dea Domnul să le binecuvânteze. E bună rău după arde rău. Unde ai să-l cufute? Băi, alt crab, băi! Ia uite, bă, Aline, băi, băi, trebuie să intru cu barca, bă. M-am hotărât la 12 intru. Nu trebuie să-i mă spune zare. Stai două ore, ai luat 4 crape, ești afară. Păi, da, nu. 2 kg, ai 8 kg. Bă, nu zi la 2, zi la 1 kg 200. Auzi, ambiția mea e să iau 1.
4 crab din ăștia. La mușcă. Unul să vă joc că ia. Vă că mi-a tras eu, mă bucur și eu. Mai cu 4 crab. Viția lui e să intre să ia unul la mușcă. Ia și un crab la mușcă. Ia să-l bag o mușcă, mă. Pun toate fiarele alea pe acolo. Ia, Baline. Pe toate fiarele alea să-l bag o mușcă. Ținem aproape, adică țineți aproape, noi ținem, da? Noi revenim imediat. Așa să mă, la palincă îți trebuie șuncă. Păi mult la soacră mea, n-am știut că l-am șuncat la soacră mea. Știi ce mai trebuia? Niște ceapă roșii. Mamă, și aveam 3 kg de ceapă acasă. Nu era vorba de aia, dar nu... Ne-a costit că în direct și în exclusivitate. Ia mă, ne-a costit că l-ai prins cu peștiul în gură. Ia. Ne-a costit că... Bagă-l aici atunci. Mai costi că când te uiți pe YouTube, când te uiți pe YouTube, te vezi mata în direct. Te văd fetele frumoase din America care au boxe frumoase. Cum să nu? Aici, la Vivanelu. Dacă ești în lipsă și nu ai o fetiță, vin imediat pe filmare. Dai număr de telefon. Mă, părăjul a făcut om. Hai că mă bag lângă tine, acolo, să vedem. Cine-ți apel pe revenim?